Fostul internațional de tineret Mihai Roman a deschis scorul pentru gruparea gorjeană în minutul 3, iar golul oaspeților a venit în minutul 43 prin Pablo de Lucas. La finalul partidei, elevii lui Petre Grigoraș au avut și un gol nevalidat, fiindcă același Roman fusese în offside în momentul în care a primit mingea. A fost un meci cu multe ocazii de gol, iar cele două echipe au împărțit reprizele la capitolul dominare, admite antrenorul Lupilor, Răzvan Lucescu. Un joc foarte dificil, intens, foarte multe greșeli în același timp de ambele părți, un joc mai degrabă pe contre, două reprize diferite, o prima repriză care aparține echipei din Târgu Jiu, a doua repriză care ne aparține nouă. Un început de joc rău al nostru, cu primirea golului foarte repede, cu reacții întârziate, cu poate o atitudine greșită. La final poate fi un rezultat echitabil. Tehnicianul Pandurilor, Petre Grigoraș, a declarat că se mulțumește și cu un punct, ținând cont de nevoia de puncte a gorjenilor. Puteam să câștigăm, a ținut să sublinieze principalul de pe banca Pandurilor. Un rezultat acceptabil. Rezultat bunișor, dar la criza de puncte pe care o aveam, vă dați seama că o victorie ne-ar fi descătușat și pe noi, mai ales că în 2014 știți foarte bine că n-am reușit decât o singură victorie pe teren propriu. E o presiune în plus, e adevărat, dar am început meciul foarte bine, am reușit să-și marcăm, am avut și multe situații pe care, din păcate, nu am reușit să le gestionăm mai bine și poate să ne desprindem. Pare rău, sincer, că n-am reușit să câștigăm. Puteam să câștigăm. Era o primă democrație. Da, puteam să câștigăm. Pandurii încă nu au reușit să spargă gheața pe teren propriu în noul sezon competițional. În 2014, gorjenii au câștigat un singur meci, 5-0 în sezonul trecut în compania formației Corona Brașov.